ar trebui să recunoaștem cu toții că suntem niște fantome în căutarea cuvântului pierdut, cuvântul singur care este viu și care ne poate însufleți și pe noi. Criza întotdeauna apare din pricina unei neumpleri, din pricina unei stări de gol sau dintr-o stare de foame lăuntrică, inconștientă. Lucrurile astea apar pentru că sufletul cere altceva. Eu am constatat că dacă mâncăm puțin și viu, adică cu enzimele necesare și cu componența asta oferită de soare, de aer și de apă, corpul se reîntoarce cumva la o încremenire într-o vârstă ideală. Chiar și agresivitățile și energiile negative și tot ceea ce se naște acolo în spatele toxinelor noastre ne poluează mintea. Următorul pas este să ne reconectăm cumva la o minte liniștită. M-au fascinat foarte mult luminile din ochii oamenilor care tac mai mult decât vorbesc. Plumbul fiind, să spunem așa, materia cu vibrație cea mai joasă și atunci vedem o transformare a cenușii în soare. Pe de altă parte, și omul este cumva un aur ascuns într-un bulgăre de plumb. De aici am și pornit de la premisa asta. Important este să avem o vedere, cred că, corectă asupra vieții și asupra sensului ei. De foarte multe ori putem căuta fericirea, bogăția, prosperitatea, starea asta de bucurie continuă și s-ar putea să alergăm într-o direcție greșită, pentru că viața nu este cât tot timpul pe pământ o bucurie și o fericire continuă în sensul material, așa cum privim. Bineînțeles, tot sânjim după asta și putem ajunge acolo, dar nu printr-o obsesie a căutării exterioare, ci mai degrabă printr-o așezare lăuntrică. Și lumina izvorăște dintr-o liniștire a minții, dintr-o pace a minții. Cum spune și minunatul stare Stadei al Serbiei, acolo unde este mintea ta, acolo se așează și sufletul tău. Și abia după aceea, când înțelegem că toate sunt legate între ele, trup, minte și suflet, putem să coborâm mai în adânc, în adâncul Duhului nostru acolo, pentru a ne scoate din timp și a ne așeza pe cărarea asta îngustă a veșniciei. Am promis că avem parte astăzi de oră cu prieteni dragi și cred că ați înțeles despre cine este vorba. Doru Bem și Oreste Teodorescu, Oreste și Doru. Mulțumesc mult că sunteți aici. Eu mi-am permis să mă joc cu vorbele voastre. Au fost niște convorbiri telefonice doar în așteptare. V-am așteptat la Timișoara pentru această alchimie spirituală. Sunt cursuri la care prieteni sunteți invitați să participați. Așadar m-am jucat cu vorbele voastre încercând să scot o pastilă concentrată într-o lume așa destul de super superficială și ca să mă laud am reușit, dar au fost vorbele voastre. Bine ați venit! Bine te-am găsit! Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Da, știu asta, da, cum se numește atunci când reeditez această poveste, mai bine nu povestim. Perseverare. Perseverare, da. Dragii mei, ziceam să vorbim evident ca o prefață la ceea ce voi faceți la cursuri, mai mult ca la o provocare, da, aruncată prietenilor care sunt interesați după ce au gustat din super superficialitatea lumii în care trăim. Și sunt interesați să află mai multe despre ei. Visul alchimiștilor era să transforme metalele în aur și sau argint, să transforme plumbul în aur și, cum spune Doru, cenușa în soare. Se poate face asta cu oamenii și asta este absolut, absolut excepțional. Pe lista cu onorabili domni alchimiști stă Albert Magnus, Roger Bacon, teologul Thomas d'Aquino, chiar și el, dar și Newton. Despre Newton s-a aflat după ce a murit că avea o bibliotecă extraordinară, mă rog, cei care nu-l cunoșteau au aflat că avea o extraordinară bibliotecă cu cărți oculte, că vreo 70% din scrierea lui nu este cunoscută pentru că se referă la alchimie și Newton
n-a fost interesat de transformarea materialelor în aur, ci de cunoașterea legilor Universului. E, multe sunt necunoscute nouă, că sunt foarte cunoscute celor de la Vatican, asta cu siguranță. Acolo există poarta deschisă cunoașterii și celor care probabil au acces în bibliotecile de acolo. Povestea cu alchimia este lungă și foarte interesantă. Alchimia nu apare în Evul Mediu și nu apare din lumea arabă, așa cum am crede. Alchimia apare mult, mult, mult înainte. Am putea să vorbim poate de o alchimie a celor 8 patriarhi, a celor dinainte de potop, a celor care nu foloseau termenul de alchimie, dar cunoșteau, să spunem cumva, secretul vieții sau a prelungirii vieții, care n-are nicio legătură cu utopia alchimiei din Evul Mediu, în care luăm cumva prin, pe cale naturală, încercăm să prelungim starea de sănătate a trupului în paralel cu starea de nemurire a sufletului. Ca noi avem sufletul nemuritor și trupul cel muritor. Alchimia apare primul și în primul rând prima și prima dată prin China, după aia apare prin Egipt și prin India, cam așa ar fi un traseu al alchimiei. Și alchimia vorbește foarte mult despre această stare de transformare. Acum fiecare a înțeles transformarea asta după bunul său plac. Unii au înțeles transformarea materială pur și simplu a plumbului în aur și nu se știe dacă s-a descoperit treaba asta. Au rămas în spatele unor alchimici niște mistere, niște statui din aur masiv, nimeni n-a înțeles de unde sau. Dar alchimia interesantă nu este cea materială, cea trecătoare, ci este transformarea lăuntrică, interioară, spirituală, cum spuneam mai devreme, transformarea acestei cenuși care există înăuntru nostru, a acestor animale care există înăuntru nostru, în transformarea lor în niște păsări zburătoare extraordinare. Adică e mitul ăsta frumos al zburătorului pe care noi românii îl avem și atunci din acel zburător cu aripile retezate tot încearcă pe parcursul vieții printr-un proces alchimic lăuntric să-și facă mai întâi poate niște aripi de ceară care iată se topesc în zborul către soare, după să facă unele de plumb care totuși îl țin pe pământ și aripile până la urmă nu noi ni le dăm, ci ni le dă Dumnezeu printr-un zbor lăuntric către El. Deci este un proces complex lăuntric care presupune cele două principii alchimice dintr-o ipostază suprafirească și supranaturală. Acest solve și coagula al alchimiei reprezintă a mă dizolva pe mine însumi și a mă recoagula sau a mă coagula într-un sens că se poate de dumnezeiesc. Și atunci obțin nemurirea sufletului care ține de viața de după moarte. Încrauzatul acesta al alchimiștilor, vorbind despre vibrații oreste, să treci de la cea mai de jos și să ajungi sus, îmi imaginez că doare, printre altele. Dacă tot am vorbit la început despre transformarea plumbului în aur, omul este o chintesență și o sinteză și o însumare a tuturor mineralelor, deci metalelor, din tabelul lui Mendeleev în noi. Mă gândesc așa ca o metaforă, ca să îmbrac în cuvinte mai puține, ca să plictisim mai puțin audiența. Noi când ținem o ghindă în mână, cu toții știm că acolo este un potențial stejar. Noi suntem niște creaturi în aparență din lut și apă, dar prin Hristos în potențial suntem cu toții îngerii lui Dumnezeu. Adică alchimia asta despre care vorbim nici măcar nu este un ritual sau nu presupune o trudă a mâinilor sau a minții, ci este o căutare în adâncuri a propriei noastre identități. A scris Pirandello o piesă celebră, 6 personaje în căutarea unui autor. Noi cu toții suntem aici, câte miliarde suntem pe planetă, suntem niște personaje în căutarea sensului nostru, iar sensul este dat de autor. Personajele nu pot fi citite în altă cheie decât cea pe care a dorit-o autorul. Oricât de inteligenți ar fi criticii de artă, oricât de spectaculoși ar fi criticii literari, niciunul nu poate să exceadă părerii autorului despre personaje. Și atunci, ce vibrație? Vibrația e o... Eu nu cred mult în creșterea vibrației ca și cale de spiritualizare. Nu are nicio legătură energetică cu duhovnicia. Cred că noi, dincolo de materie, și energia este materie, noi suntem așa o tușă desenată de o mână veșnică. Și atunci, dacă tușa asta pe care Dumnezeu o pictează în permanență dintr-o generație în alta
este a lui Dumnezeu, înseamnă că ea este veșnică. Și atunci omul în sine, prin sine însuși și prin autorul său, este deja veșnic. Și atunci noi nu facem altceva decât să ne reamintim, cum spunea Nichita Stănescu, că suntem ceea ce gândim despre noi că suntem. Unii gândesc despre sine că sunt doar pământ. Și atunci Sfântul Apostol Pavel a spus, cine se naște din pământ, negreșit în pământ, se va întoarce. Dar nouă, Hristos ne-a oferit un alt tărâm, pe care noi, într-un mod cât se poate de metaforic, îl numim cer sau văzduh. Și atunci, dacă noi ne naștem a doua oară în cer, negreșit în cer, ne vom întoarce. Și atunci, iată, pendularea noastră între pământ și cer, între etern și efemer, între timp și veșnicie. Noi suntem acea virgulă pusă într-o propoziție dumnezească între timp și veșnicie. Și atunci, în povestea asta, vibrația, creșterea vibrației, augmentarea energetică, devine așa. Dacă tu ziceai că plictisim cumva lumea, trebuie să spun de la început că toată lumea știe despre asta, a citit povești. Și în povești, personaje de trepte, de inițiere, de încercare, corect, transformă. Sigur. Toți ne transformăm. Se pare că schimbarea e singura constantă, nu rămânem la fel. Știu, când doi oameni se întâlnesc, el și ea, amândoi vor, nu știu, cumva să nu se schimbe. Numai că și iubirea lor din chimie devine alchimie și dacă nu știu să o facă, se despart. Știu că Ortega y Gasset zicea că la început e iubire, un plus de iubire și un minus de cunoaștere și pe urmă e un plus minci de foc, care s-au iubit sincer, ajung să se despartă și una într-o parte, una în cealaltă a universului. Asta înseamnă că intră într-un soi de dezechilibru, da, lăuntric și după aia mai apoi între ei doi. Asta pentru că omul este depășit de cele mai multe ori de conceptul de iubire necondiționată, de ce înseamnă iubire cu adevărat. Apropo, să vă zic ceva, am văzut zilele trecute o fată prinzând un lacăt pe podul iubirii, avem și noi un pod mic al iubirii, și și-a făcut o poză cu momentul în care a închis lacătul și m-am gândit, Dumnezeule, dacă ai închis iubirea, adică lui nu-i mai dai nicio șansă decât l-ai pus în colivie și el are voie să crească. Asta și ea are voie să crească. Asta e iluzia unui film cinematografic pe care ni-l facem noi acolo în colțul, da, minții. Da, da, da. N-are nicio legătură cu realitatea. De asta cineva a inventat și Peraclu. N-are legătură cu nicio cheie. Dar eu cred că Becbeder s-a înșelat când a spus că dragostea durează 3 ani. Eu cred că dragostea începe cu adevărat după cei 3 ani. Pentru că noi în primii 3 ani, dacă stăm să ne psihanalizăm așa corect și onest unul pe celălalt și pe noi înșine, ne dăm seama că în primii 3 ani noi de fapt suntem seduși de propria noastră reflecție în celălalt. Corect. Noi ne îndrăgostim de noi înșine în, corect, ochii celuilalt. Sunt foarte narcisiști. După 3 ani, așa ca într-un miracol, noi de fapt ne vedem așa cum suntem, iar dragostea cea adevărată nu presupune să mă recunosc sau să mă regăsesc pe mine în tine, ci să te pot iubi pe tine așa cum ești, cu toate imperfecțiunile tale, nu? Și atunci dragostea începe în adevăr, iar adevărul, adică dezamăgirea, vezi că noi folosim termenul dezamăgit peorativ greșit. Asta înseamnă că ne-am amăgit mai noi întâi. Noi ne supărăm când ne dezamăgește cineva, în loc să ne bucurăm că ne-a dezlegat de amăgire. A dezamăgi înseamnă a intra din nou în adevăr. Și atunci noi ne amăgim așa ca un fel de onan cu partener, pentru că noi ne reflectăm într-o oglindă a celuilalt și ne îndrăgostim de noi înșine. Asta se numește onanie duhovnicească sau spirituală. Și atunci, după 3 ani ăștia, că totul e o poveste, nu totul e o încifrare, totul e o magie și o mistică ascunsă în lucruri simple. După 3 ani, când vedem că de fapt persoana din fața noastră este așa cum este ea, acolo începe temeria iubirii. Și atunci noi ar trebui să avem răbdare 4, 5, 6, 7 ani ca să ne dăm seama dacă putem iubi cu adevărat. Eu am șansa că am avut răbdare și eu și nevastă mea 22 de ani împreună și într-adevăr tulburarea în noi a venit după primii 3 ani. Ne-au mai trebuit 3 ani ca să ne satisfacem rebeliunii de fiecare și cam așa după al 9-lea an de viață am început să ne întoarcem unul către celălalt așa cum suntem fiecare, cu bune de curelele noastre, și atunci ne putem iubi și cu imperfecțiuni. De asta Hristos ne îndeamnă de la început să-L iubim pe vrăjmașul nostru, pentru că altminte n-am putea să ne iubim pe noi. Cel mai mare vrăjmaș al nostru nu suntem noi înșine. Da, păi aici mă duc atunci la Doru, pentru că asta este o cheie dintr-un film grozav, Călugărul și demonul. Călugărul minunat merge, film. Minunat film, un film rusesc, prieten, merită să-l vedeți. Călugărul ajunge la un moment dat în fața unui preot și îi spune, asta mi se întâmplă, îl iubesc pe vrăjmașul meu.
Da. Păi este cheia esențială. Sfinții ajung într-o măsură foarte înaltă, vis-a-vis de film acum, să se roage nu numai pentru vrăjmașul cel trupesc, cel văzut, ci și pentru vrăjmașul cel nevăzut, pentru întreaga creație. Și asta este măsura cea mai înaltă a iubirii, pentru că iubirea este fără de condiție, necondiționată. Și atunci dacă e necondiționată, înseamnă că nu are măsură. Iubirea e nebună. Iubirea în sine, iubirea care, pe care o are Dumnezeu, Dumnezeu de fapt nu are iubire. E greșit spus dacă spunem că Dumnezeu are iubire. Este. Dumnezeu este iubire. Asta este ființa lui, este iubire. Deci Dumnezeu îți propune ție în primul și în primul rând ca om, ție nu-ți propune neapărat să crezi în el deontologic cumva, ci îți propune ție să înveți starea în care el trăiește. Ci îți propune ție să înveți viața pe care el o viețuiește. Și atunci iubirea asta se revarsă cu totul. De-aia vedeți dumneavoastră, când iubești pe cineva cu adevărat, nu ții nimic pentru tine, îți vine să dai totul, îți vine să vinzi totul, să dai totul, să lași totul, cum a făcut Adam pentru Eva. Asta e un exemplu excepțional. Dumnezeu a creat lui Adam întreg universul pe care îl contempla, pe care, cu care se hrănea într-un anumit fel, într-un sens de logos, de rațiune divină, dar în momentul în care a văzut-o pe Eva lângă el și a văzut o goală pușcă și n-a început un instinct sexual, deci nu era sexualitatea în sensul pe care o înțelegem noi acum. Era într-o plinătate de Dumnezeu. Când a văzut-o pe Eva, a lăsat tot universul, a lăsat toți aștrii, toți îngerii pe care a creat Dumnezeu și s-a dus după Eva și s-a unit cu ea înțelegând că se completează ei doi unul cu altul în iubire. Românul are o expresie foarte frumoasă, zice că atunci când zice, mă uit la tine și eu dacă mă uit la tine, condiția esențială ca eu să te pot vedea pe tine este să mă uit pe mine. Eu dacă mă uit la tine concentrându-mă pe mine, nu te pot pricepe pe tine. Este un exemplu pe care Dumnezeu l-a pus, uite, într-o relație, într-o privire, care e o teologie întreagă. Deci, în primul și în primul rând, a iubi cu adevărat pe cineva, și nu e un lucru ușor treaba asta, este în primul și în primul ce fac? Să mă lepăd de mine însumi. Ca eu să trăiesc cum? Total pentru celălalt. Iubirea, în primul și în primul rând, nu o dau eu ca valoare. Iubirea o dă celălalt ca valoare. De-aia și relația asta în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, noțiunea de Tatăl este dată de Fiul, pentru că e o chestiune de relație. Atunci când sunt în relație, valoarea nu mi-o dau eu în relație, valoarea mi-o dă celălalt în relație. Deci iubirea e cel mai înalt lucru dintre toate, de-aia și în acest film minunat, Călugărul și Demonul, Călugărul vorbește despre treaba asta, că iubește pe vrăjmaș, pentru că Dumnezeu ajunge la măsura iubirii dumnezeiești. Dumnezeu nu-l iubește pe demon mai puțin decât o iubește pe Maica Domnului. E aceeași măsură de iubire, pentru că e fără de condiție și este la fel pentru întreaga creație. Dumnezeu nu-l iubește pe ăla mai prost, mai puțin, și pe ăla mai deștept mai mult, sau pe ăla care e aici pe pământ iubitor îl iubește mai mult și pe ăla care e mai puțin iubitor pe pământ îl iubește mai puțin. Deloc. Iubește cu nebunie și cu plinătate până la capăt toată creația pe care a făcut-o. Lucru care e de neînțeles pentru noi oamenii, pentru că noi suntem într-o permanentă separare și autosatisfacere. Și această autosatisfacere, de fapt, vine din mândrie. Și ca să poți să lucrezi treaba asta înăuntru tău, ai nevoie, cu ghilimele de rigoare, de această cumva alchimie spirituală pe care creștinismul o propune foarte coerent. Despre această transformare lăuntrică, iar această transformare lăuntrică, în primul rând când vorbim de transformare lăuntrică, vorbim de o transformare psihică, de o lucrare asupra psihicului. Lucrarea asupra psihicului, dacă nu este făcută cu pașii necesari, cu atenția și cu rigoarea necesară, psihicul se poate decalibra. Adică psihicul se poate suferi foarte tare. De asta e nevoie de un îndrumător, de un duhovnic, care să fie foarte bun. De-aia și dacă nu vorbim de partea spirituală, ci doar de o transformare, să spunem, în afara spiritualității, dar doar eu cu mine însumi, eu am nevoie să cunosc pașii care duc la o transformare a mea lăuntrică. E obligatoriu. Noi nu ne putem transforma de la sine, din păcate. Nu putem să așteptăm că noi ne-am născut, nu facem nimic, nu citim nimic, nu ne interesează nimic despre noi, nu înțelegem ce trebuie să facem ca să evoluăm și noi să evoluăm de la sine. Nu se poate așa ceva.
N-avem Dar cum. Se dorește. Se dorește. Toată lumea vrea asta. Lumea vine la cursuri, vine în tabere, în general, nu vorbesc numai de noi. Și acum e puzderie pe piață, de toate. Dar nimeni nu aplică în viața lor. Toți am vrea, dacă am putea, să ne pice o pleașcă, așa ca un fel de cadavru al fericirii, care să ne pice în mână și să mergem să-l franjurăm acasă, să facem o fripturică din fericire și să mâncăm așa cu cartofi prăjiți în fiecare zi la micul dejun. Nu merge așa. Cu adevărat, nu merge așa, din păcate. Ci trebuie să mă iau pe mine însumi, să mă studiez pe mine însumi, că universul care e de cunoscut nu e cel exterior mie. Universul de cunoscut e cel interior mie. Documentarele de Discovery la care ar trebui să mă uit ar trebui să fie un Discovery interior, nu exterior. Deci toate lucrurile pe care eu ar trebui să le trăiesc ar trebui să fie mai degrabă interioare decât exterioare. Și cunoscându-mă pe mine, încep să văd cine sunt cu adevărat. Încep să văd cenușa, încep să văd plumbul, ca să sap și să ajung la aur. E, dacă eu cred că plumbul este aurul, aici se întâmplă marea greșeală a noastră, da, a tuturor. Este identic naturalul, știi? Există, nu știu, n-am să-i spun numele sucului, dar există sucul de portocale și există sucul de portocale identic natural. Ăla identic natural e mai dulce decât ăla natural și oamenii cad în această capcană a plăcerii gustului și îl vor prefera pe surogat. Există două tipuri de lumină. O lumină adevărată și o lumină artificială. Lumina artificială e mai seducătoare decât cea naturală și atunci oamenii se duc după sclipici, nu după lumina continuă. Și jocul ăsta este constant făcut, tot mai arborescent, așa, mai provocator, mai... E făcut după sufletul nostru, pentru că nimic nu e întâmplător. Noi nu cumva să cădem în capcana să credem că Dumnezeu a lăsat ceva la întâmplare. Tot ceea ce ni se întâmplă ne este dat în funcție de capacitatea noastră de a duce și de a înțelege lucrurile. Cu cât ni se întâmplă lucruri mai sofisticate și mai complicate de înțeles, cu atât trebuie să fie un semnal că noi înșine ne-am complicat și ne-am sofisticat într-atât de tare, încât, pierzând cărarea simplității, a identității noastre spirituale, rătăcim printre concepte. Noi astăzi, am niște exemple foarte simple. Noi nu ne mai hrănim, noi doar mâncăm. Noi nu ne mai odihnim, ci noi dormim. Noi nu mai facem lucrurile în esența lor, ci le facem în forma lor. De aceea, probabil, poate părea ciudat, dar chiar în șaria aia islamică, când femeia este acoperită și se văd doar ochii, noi occidentalii privim asta ca pe o sărbăticie, ca pe o barbarie, dar oare nu e mai important să vezi ochii ca fereastra sufletului unei femei înainte să-i cunoști trupul? Pentru că dacă rămânem seduși de formă doar și pierdem din vedere esența și conținutul, noi ne îndrăgostim de sticlă, uitând că sticla n-are decât un singur scop, și anume aceea de a purta cu ea un lichid. Cum să preferi sticla lichidului din interiorul ei? Gogol le zice așa, suflete moarte. Păi toți suntem suflete moarte. Toți suntem suflete moarte. Păi noi cât suntem... de cât un pic treziți or fi păi... cei care știu să facă deja, păi Hristo... să transforme Hristos lucrurile. Hristos, când l-a înviat pe Lazar, l-a înviat pentru noi, nu l-a înviat pentru el. Adică noi credem cumva că Hristos i-a făcut o favoare lui Lazar că l-a înviat. Nu! Hristos ne-a făcut nouă favoare învindu-l pe Lazar, ca noi să înțelegem ce înseamnă ca vii să umble cu vii și morții să umble cu morții. Noi suntem niște morți în căutarea vieții, pentru că noi și când mărturisim crezul nostru ortodox, catolic sau ce-o fi el, crezul apostolic, mărturisirea noastră de credință, noi credem în viața veșnică. Noi acum nu suntem în viața veșnică, noi suntem într-o existență a cărei singură certitudine este moartea. Negreșit, eu știu că voi muri. Și aici nu mă poate contrazice nimeni, nici pe rege, nici pe împărat, nici pe soldat, nici pe director și nici pe angajat. Nu ne poate convinge cineva că noi nu o să murim. Murim. Și totuși ceva, o nostalgie în dărătul existenței noastre ne dă ghes către veșnicie. Noi de fapt asta căutăm. Noi căutăm viața veșnică, fluxul continuu, pentru că din el venim. Indiferent de religie, indiferent de filozofie, indiferent de cultura fiecăruia dintre noi, noi știm că suntem plămădiți după chipul și asemănarea celui veșnic. Și atunci, dacă suntem veșnici, suntem veșnici. Mintea noastră, conștiința noastră nu are moarte. De-aia noi ne temem de moarte, nu în sine ca și prag de trecere, ci ca veșnicie. Nu tot spunem, nu mă tem de moarte, ci de veșnicia ei. Da, dar ar trebui mai mult decât să ne temem de veșnicia morții, să căutăm veșnicia vieții. Și a venit către noi, se numește Iisus Hristos. Să mă întorc la alchimie, la cursurile voastre și la alchimiști și la un lucru foarte simpatic. În psihoterapie
exercițiul ăla de recuperare a omului care are o problemă se face pe umbra lui, nu pe lumină, pentru că îi scoți în afară ce nu poate el să scoată și stă blocat cumva, chiar povesteam înainte, nu? Că dacă trăiești diverse lucruri dramatice, la un moment dat poți să rămâi încremenit în durerea ta și de acolo trebuie să te scoată cineva. E foarte interesant, chiar Jung a fost primul om de știință care a avansat teoria conform căreia alchimia face apel la ritualuri care te pot duce la iluminare. Da. Jung vorbește despre acea alchimie a evului mediu. Nu cred că există tehnici care să te poată duce la iluminare. Adică nu pot, chiar dacă eu fac exerciții în fiecare zi și urmez o tehnică anume în fiecare zi, ea de fapt în modul real și autentic nu mă va duce la iluminare. Iluminarea în greacă înseamnă metanoia. Metanoia înseamnă înnoirea, schimbarea minții. Schimbarea minții înseamnă înrădăcinarea minții în rațiunea creatorului. Lucrul ăsta omul nu-l poate face singur. Omul nu poate învia singur. Este imposibil. De asta avem nevoie, că dacă ar fi fost așa, ferească Dumnezeu să fi fost așa, să fi putut singur treaba asta. Știți de ce? Dacă am fi putut singur treaba asta, ne-am fi întunecat toți. Nimeni n-a mai fi avut nevoie de Dumnezeu. Imaginați-vă foarte simplu, că noi toată umanitatea am fi nemuritori. Deci n-am fi bolnavi, am fi perfect sănătoși, probabil am fi ultra obezi toți din pricina asta. Da? Am fi toți nemuritori, am fi toți într-o stare de prosperitate, am fi toți într-o stare de aparentă bine, da? Materialnic. Și atunci vă întreb sincer pe dumneavoastră și pe toată lumea. Am mai avea nevoie de Dumnezeu? Da? Deci dacă o gândim din perspectiva asta, atunci spunem altceva. Noroc că suferim de boli, noroc că suferim de suferințe, noroc că avem probleme și moartea în față ca pe o certitudine. Că dacă nu ar fi așa, n-am mai avea nevoie de Dumnezeu. Și atunci se întâmplă o chestiune. Eu nu pot să ajung Dumnezeu fără de Dumnezeu. Cine a încercat să ajungă Dumnezeu fără de Dumnezeu s-a întunecat. Numele respectivului înger îl cunoaște o întreagă istorie a Pământului. Toți îl știm. Deci, condiția esențială ca eu să mă iluminez în starea reală de luminare dumnezeiască nu poate să o facă decât o singură ființă, Dumnezeu, să mă lumineze pe mine. Aici e și parabola fiului rătăcitor până la urmă, adică de ce e mare Bairam, de ce e mare Zaiafet în rai când se întoarce fiul rătăcitor? Păi pentru că i s-a făcut dor. Adică noi suntem chemați să-L cunoaștem pe Dumnezeu doar când ni se face dor de El. Pentru că în afara dorului de Dumnezeu, noi nu avem altă cărare de întoarcere acasă. Noi nu putem întoarce la Dumnezeu prin rațiune, căci Dumnezeu este zminteală pentru noi, nu? Spune însuși Sfântul Apostol Pavel. Hristos pentru noi este exemplul unui nebun. Sfinții lui Hristos se numesc nebunii lui Hristos. De ce? Pentru că sunt într-o altă rațiune decât cea cu care suntem noi obișnuiți. Și atunci rațiunea nu este calea de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Nu-L putem cunoaște, niciunul nu L-a cunoscut pe Dumnezeu prin rațiune. De aceea cunoașterea, adică gnoza, nu te duce la mântuire. Există fraternități pe lumea asta care preferă gnoza mântuirii. Dar gnoza, adică cunoașterea, nu te îndumnezeiește, nu te înduhovnicește, doar te iluminează. Acum noi facem o mare confuzie și o mare rătăcire spirituală de a confunda iluminarea cu înduhovnicirea. Iluminarea este doar un prag al minții. Este conștientizarea faptului că noi înșine, în mintea noastră, suntem creatori, dar nu suntem Dumnezei. Și creaturi. Suntem și creaturi, dar suntem și creatori. Dar a fi creator nu înseamnă a fi îndumnezeit, nu înseamnă, n-are nicio legătură faptul că noi putem crea cu faptul că noi suntem fiii lui Dumnezeu. Noi suntem cu adevărat fiii lui Dumnezeu doar atunci când ni se face dor de El. Pentru că sentimentul de dor nu are nicio legătură cu rațiunea, nici măcar cu sentimentele omenești, ci este un punct acolo în adâncul inimii noastre care tânjește ca după un tată. De-aia fiul e rătăcitor și după ce a rătăcit,
prin lume, prin universuri, prin stele, prin tot felul de experiențe. Experiența asta a început cu mult înainte să ne imaginăm noi că a început. Și se va termina probabil că nici măcar nu putem cu gândul ajunge până acolo. Dar pe calea asta rătăcirii, la un moment dat, ți se face dor. Dorul atât de simplu este ca și atunci când pleci în străinătate de acasă și îți lași părinții bătrâni, veghindu-te de pe geam așa cum pleci, și după ce ai traversat ca Pinocchio și circul, și bazarul, și lumea, și te-ai bucurat de toate sclipirile clipei, când te așezi așa cu capul pe pernă, te cuprinde așa, o stare. Starea de întoarcere acasă. De-aia e bucurie în rai. Pentru că inima s-a topit și acolo, cuprinzându-te dorul de Dumnezeu, realizezi că, de fapt, tot ce aveai nevoie era deja în tine. Dar motanul și, nu că păstrăm alegoria lui Pinocchio și vulpoiul, au reușit să-l facă pe băiețelul ăla de lemn să creadă că lumea din afară e mult mai importantă decât lumea dinăuntru. Iar motanul și vulpoiul ăsta de pe lângă Pinocchio, noi l-am cunoscut în istorie. Se numește, de exemplu, o paradigmă politică, materialist dialectica. Materialist dialectica este, de fapt, o încercare de a ne convinge că singurul univers care contează este cel din exteriorul nostru. Și singura putere care contează este cea a minții și a rațiunii, nu? Raționez, deci n-am nevoie de Dumnezeu, nu? E, nu, noi tocmai, vedeți, aici e paradoxul, noi trebuie să devenim iraționali. Abia atunci, în iraționalitatea noastră, înnebunind în Duhul Lumii, putem să ne înțelepțim în Duhul lui Hristos. Altfel, nicio șansă. Nicio șansă. Punând ghilimele de rigoare, să nu creadă cineva că suntem în cuspida patologicului. Nu? Păi nu, nebunia asta nu mai are legătură. Are legătură, nu mai are legătură cu pentru că vine de la pater, adică vine de la tată. Vezi? Da. Cuvintele sunt mai interesante chiar decât conceptele, pentru că tu nu poți să ratezi conceptul dacă folosești cuvântul. Noi când spunem pattern, îi dăm o conotație acum negativă. Zice, dom'le, e o patologie. Da, patos, patologie, da, patologie mai vine și de la pattern, adică de la tată. Orestă și Doru sunt la Timișoara până luni. Doru Bem are cursuri legate de alchimia spirituală, transformare și iluminare și terapia bolilor spirituale, da. Și Orestă, purificare, reconectare, da, purificare, protecție. Reconectare, protecție, sau cu alte cuvinte, purificare, iluminare și înduhovnicire, pentru că sunt trei. Aici părintele nostru drag, Elase Gheorghe, spune un lucru neînțeles de multă lume și pentru care a și fost destul de acuzat de confrații lui care nu l-au înțeles. El spune că în toate căile spirituale există pașii ăștia, purificarea trupului, iluminarea minții și coborârea după aceea într-un regat al non-timpului, adică a veșniciei, care este înduhovnicirea. Duhul nu are limite, nu are nici început și nici sfârșit, nu are timp, nu are vârstă, nu are sex, nu are niciun fel de condiționare. Duhul în sine este o sumă a tuturor necondiționărilor, posibile sau imposibile, și atunci degeaba îmi iluminez mintea dacă eu rămân captiv timpului. Toți intelectualii lumii au murit, hai să fim serioși. Poate unii care n-au mai murit nu sunt cei care au scris sau au lăsat în urma lor coperți de piele, manuscrise minunate, opere de artă, statui și așa mai departe, ci sunt acei neștiuți care, când s-au înduhovnicit, au intrat deja, încă din timpul vieții, în veșnicie. Ieșirea din timp, da? Păi nu asta căutăm. Ieșirea din timp, da, toți căutăm asta. Dar nu suntem conștienți. Păi când ieșim din timp? Când e foarte timp? Simplu. Ne aducem aminte de adolescență, când te îndrăgostești foarte tare și stai lângă timp. Iubitul și iubita, da, ta și timp. Trec zile în șir și spui cum că de-abia acum a început. Așa e, ți se dă acea pregustare a felului în care te simți, da, când ești că e iubire timp. Acolo. Da, și asta doar iubirea poate face. Cine învinge moartea? Iubirea. Cine sparge timpul? Iubirea. Nu? Restul sunt lucruri frumoase, trebuie să le experimentăm pe toate, că am cerut asta prin cunoaștere. Dar un singur lucru ne poate salva, nu spune Sfântul Apostol Pavel, dar mai presus de toate este dragostea, căci dacă dragoste nu e, nimic nu e.
E clar că ăsta e sensul, adică noi toți oamenii, de pe toată suprafața Pământului, noi asta căutăm sus și tare. Căutăm iubire, căutăm fericire, căutăm bucurie, căutăm plinătate, căutăm satisfacerea poftei în același timp. Toate lucrurile astea. Și căutăm toate astea și fugim de ele de frică că dacă le-am putea avea, n-am ști cum să facem. Și asta e corect. Și asta e corect. Adică cumva căutarea asta dementă a omului, ea în mod paradoxal este fondată pe ceva real, concret și divin pus înăuntru nostru. Sufletul, spre exemplu, este, din viziunea Sfinților Părinți, este compus din trei lucruri. Din partea rațională, din partea irascibilă și partea poftitoare. Lucrurile astea sunt, cum să spun eu, create, asamblate, puse de Dumnezeu înăuntru sufletului. Problema este că noi încercăm partea asta poftitoare să o umplem cu lucruri care de fapt o golesc și mai tare. Nu o umplu, nu o satisfac, nu ajung la senzația de sațietate. Și atunci tot ceea ce înseamnă goana către materialitate, către satisfacerea poftelor și așa mai departe, ca să satisfacă, să umple acest gol al sufletului, această parte a sufletului, iar nu se poate prin prisma asta. Cine poate să umple sufletul care e infinit? Doar ceva care e infinit. Cine e infinit? Dumnezeu. Deci doar dragostea de Dumnezeu și trăirea cu adevărat în spiritualitate, atunci asta mă poate umple pe mine real. Important e cum fac treaba asta. Caut iarăși fericire, caut iubire, numai că permanent, vedeți, umblu după fericire, umblu după iubire, umblu după satisfacerea poftelor și ce se întâmplă? Tot timpul nu dau de senzația de sațietate, nu mă umplu, ba din contră, mă întristez, mă deprim, mă deznădăjduiesc că nu am găsit, că lucrurile în care eu am crezut n-au fost așa cum au fost, că iubirea în care eu am sperat și pe care am iubit-o n-a fost așa cum am vrut-o eu. Și atunci îmi dau seama că pun accentul pe mine și nu pun accentul pe celălalt. Și lucrurile astea au nevoie, cum să spun eu, de o cunoaștere adâncă a lor, de pașilor, de a mă îndepărta puțin de mine, de a mă întoarce și a mă privi pe mine însumi și de a-l îmbrățișa cu adevărat pe celălalt. Abia atunci încep să mă împlinesc pe mine, când mă uit pe mine și te privesc pe tine și mă umplu de bucuria asta, nu? Păi, nu e asta bucuria cea mai mare, să te uiți la celălalt și să te umpli de el, nu? Că tot am sărbătorit ieri înălțarea Domnului, da? După ce a înviat din morți Hristos și s-a reîntâlnit cu apostolii lui. Înainte să se înalțe la cer, le-a lăsat un singur comandament acestora, pe care să-l transmită, nu, din generație în generație. Iubiți-vă unii pe alții, așa cum v-am iubit și eu. Mm-hmm. Și atunci, prin asta, noi înșine devenim Hristoși. Pentru că aici este o mare capcană. Noi avem senzația că Hristos e ceva aparte, e cineva care stă singur acolo pe cruce, și nimeni, dar absolut nimeni, nu se poate ridica la înălțimea lui. Și atunci totul ar fi în zadar. Adică ar fi ca și cum, și asta este o metaforă simplă. Sau mai exact, Iisus a tras bățul scurt, știi? Și mai bine, știi? Asta nu, e mentalitatea. A tras bățul scurt, știi, noi nu vrem e asta. Metafora care cred că poate explica asta este una simplă. Este legată de gospodărie. Hai să ne imaginăm un om gospodar, care are cea mai frumoasă gospodărie, are cea mai frumoasă casă și stă singur acolo în ea. Ușile sunt deschise, toate indicatoarele de pe drumuri duc către casa asta, el a pus masa deja, ne așteaptă pe toți acolo și noi să spunem, cine e ca tine, Doamne? Doar unul este Dumnezeu și doar el însuși poate să stea acolo. Noi, niște nenorociți, lasă că îi mai dăm din când în când un telefon, îi spunem că suntem bine, dar nu ne ducem niciodată să locuim lângă el. Ce tată ar fi bucuros să aibă cea mai frumoasă gospodărie și să stea singur în ea? Adică asta este marea capcană. Și anume de a nu îndrăzni să fim ca Dumnezei. Că noi asta trebuie să fim, să ne îndumnezeim. Că dacă nu ne îndumnezeim, îl lăsăm pe Dumnezeu singur acolo, să stea să se plictisească el singur în eternitatea lui acolo și noi să nu îndrăznim să-i călcăm pragul. Păi îndemnul nu este îndrăznește, nu este bate și ți se va deschide, că tot ce vorbeam până acum e ca o comedie. Noi căutăm în speranța să nu găsim, că Doamne ferește, dacă găsim, nu știm ce să facem cu treaba asta. Noi batem fiind convinși că nu o să ne deschidă nimeni, pentru că marea noastră tragedie este când ni se deschide. Noi îl căutăm pe Dumnezeu fiind convinși că nu o să-l găsim niciodată, pentru că ne temem cel mai tare când îl descoperim. Asta este paradoxul uman. Dar asta este natura noastră strâmbă cumva, pentru că noi de fapt nu suntem autentici. Noi n-am pornit în căutarea lui Dumnezeu cu gândul că îl vom găsi. Și ne place mai mult să nu-l găsim, ca după aceea să facem o filozofie întreagă în care să ne plângem. Uite, ce e Dumnezeu? Noi, o amăgire, nu?
Ne apropiem chiar de final. Da. Chiar de final. În două minute trebuie să ieșim. Eu vă mulțumesc mult. La cursuri, zic să îndrăzniți, prieteni, cam ăsta a fost mesajul, să îndrăzniți să aflați ce pași aveți de făcut ca să vedeți un discovery interior. Discovery, știu că e iubit de foarte multă lume. De ce n-ar fi iubit un discovery interior? Asta e întrebarea. Propunem niște cursuri în care să ne apropiem de noi înșine și să ne iubim pe noi înșine în ipostaza în care suntem creația lui Dumnezeu, nu într-o iubire închipuită. Și atunci ne întâlnim împreună să ne descoperim pe noi înșine. Mulțumesc mult de tot! A fost Oreste Teodorescu și Doru Bem. Noi mulțumim! Cu drag! Never.